Ieri dimineață, o femeie care aduna sticle de plastic din gunoi și a aruncat privirea în bena unei mașini parcate și a fost îngrozită de imaginea pe care a văzut-o. Trupul unui bebeluș zăcea fără viață, cu doar câteva cârpe în jurul lui. Cadavrul bebelușului a fost descoperit în bena acestui autoturism, iar potrivit anchetatorilor era dezbrăcat și în jurul lui erau aruncate doar câteva cârpe. În acest moment, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cine este femeia care și-a aruncat bebelușul în bena unei mașini. Că au găsit un bebeluș mic mort acolo în mașina aia decapotabilă, da. Dar cine ar fi făcut nenorocirea asta? Nu știu ce să vă spun, eu nu știu. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili dacă bebelușul s-a născut viu, dacă s-a născut la termen și dacă trăia în momentul în care a fost abandonat. Ofițerul de serviciu de la Poliția Municipiului Buzău a fost sesizat cu privire la faptul că în bena unui autoturism ce era parcat pe o alee dintre blocuri, pe raza municipiului, a fost găsit cadavrul unui făt de sex bărbătesc. Imediat după primirea sesizării, echipa operativă formată din polițiști de investigații criminale, ordine publică și specialiști criminaliști a intervenit la fața locului și a demarat activitățile specifice unei astfel de situații. Cadavrul fătului a fost transportat la morga Serviciului Județean de Medicină Legală Buzău în vederea efectuării necropsiei. În urma examinării sumare a cadavrului nu au fost observate urme de violență. Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii de investigații criminale sub supravegherea procurorului criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Polițiștii au deja un cerc de suspecte, iar în funcție de rezultatele necropsiei urmează să stabilească ce riscă cea care și-a abandonat copilul.